Câți ani are cel mai vechi copac din lume? Unde crește o secvoia roșie uimitor de frumoasă? Cât de mari pot fi copacii și cum vânează plantele carnivore? Urmăriți videoclipul până la sfârșit și veți afla asta și multe altele. Astăzi vă voi duce într-o călătorie fascinantă, prin lumea florei, și vă voi prezenta cei mai neobișnuiți, recordiști și frumoși copaci, și plante care cu siguranță vă vor uimi. Cât ani credeți că are cel mai vechi copac de pe planetă? Se știe că copacii pot trăi mult timp, deci poate ați spune câteva sute de ani. Sau cineva ar putea crede că recordmanul are deja o mie de ani. Ei bine, dacă ați gândit așa, ați greșit și foarte tare. Cel mai vechi copac din lume are aproape 5.000 de ani. Sună ca ceva complet nebun și nerealist, dar este adevărul curat. Copacul se numește Matusalem și, după părerea mea, numele ei se potrivește perfect. La urma urmei, dacă nu știați, Matusalem este strămoșul biblic al omenirii, care a trăit 960 și de ani. Este cea mai bătrână persoană a cărei vârstă este menționată în Biblie. Oamenii de știință nu pot da o dată exactă când a fost plantată sămânța din care a crescut Matusalem dar estimările lor sugerează că s-a întâmplat probabil în 2831 înainte de Hristos. Astfel, copacul are acum 4850 și 5 de ani sau cam așa ceva. Evident, e foarte mult, dar cât de mult? Gândiți-vă, când Matusalem avea deja 200 de ani, abia se apucau să construiască legendara piramidă a lui Cheops. Când copacul era încă tânăr, în Anglia se construia Stonehenge, iar în Mesopotamia se scria epopeea lui Gilgamesh. Pe scurt, a fost cu mult timp în urmă. Matusalem în sine aparține speciei Pinus longaeva. Acești pini trăiesc foarte mult în general, dar nu la fel de mult ca Matusalem, în medie aproximativ 2000 de ani. Cine știe, poate Matusalem va mai rezista încă atât de mult. La urma urmei, Copacul este foarte bine păzit, atât de bine, încât aproape nimeni nu știe unde anume crește. Astfel, autoritățile previn vandalismul împotriva recordmanului. Deși, cine știe, poate nu îl protejează de vandalii, ci de oameni de știință. De ce spun asta? Ei bine, nu cu mult timp în urmă, a existat un alt recordman în lume, un copac numit Prometeu. Și era chiar mai bătrân decât Matusalem. Vârsta lui era estimată la peste 5.000 de ani. Prometeus era de aceeași specie ca și Matusalem, Pinus longaeva, și creștea pe teritoriul Nevadei. Dar unde sunt fotografiile acestui copac? Ei bine, din păcate, nu există decât un singur cadru, un ciot. Asta este tot ce a mai rămas din Prometeus. Și, după cum am spus, nu a fost din cauza vandalilor, ci a oamenilor de știință, mai precis a unui singur cercetător. În 1963, el a studiat Prometeus și alți copaci locali, iar un an mai târziu, a tăiat copacul, care a fost ulterior tăiat în bucăți și trimis în diferite locații pentru cercetare. Până în ziua de azi, nu este clar dacă acel cercetător știa despre vârsta și valoarea lui Prometeus și l-a distrus intenționat pe recordman sau dacă a tăiat copacul fără intenții rele. Indiferent de caz, acum Matusalem are șansa de a deveni campionul absolut al longevității, trebuie doar să mai crească încă vreo două secole. Pentru o plantă atât de longevivă, asta e floare la ureche. Dar știți ce copaci sunt la fel de longevivi ca acești pinii legendari? Secvoi gigantici, Cred că ați auzit cu toții despre acești copaci americani care nu doar trăiesc mult, ci se disting și prin dimensiunile lor uimitoare. Tocmai printre copacii acestei specii trebuie căutat un alt campion al lumii florei. Se numește General Sherman și este cel mai mare și mai masiv copac de pe planetă. Când privești acest gigant, nu-ți vine să crezi că așa ceva este posibil înălțimea lui Sherman atinge 84 de metri. Nu este cel mai înalt copac, dar nimeni nu îl depășește în greutate și volum. Volumul trunchiului generalului este estimat la 1480 și 7 de metri cubi, iar greutatea gigantului este de aproape 2000 de tone. Oamenii de știință au calculat că, dacă am tăia acest recordman și l-am transforma în cibrituri, am putea produce 5 miliarde de cibrituri. Imaginați-vă câtă hârtie sau diverse produse din lemn ar putea fi fabricate din acest gigant. Dar, bineînțeles, nimeni nu se gândește să-l taie. Copacul este atent protejat, deoarece este unic și de asemenea vechi. Nu la fel de vechi ca matusalem, dar totuși Sherman are 2700 de ani, o vârstă foarte respectabilă după părerea mea. În tot acest timp, copacul a reușit să se întărească și să se adapteze la mediul înconjurător. Printre altele, secvoia a dobândit capacitatea de a se regenera rapid și a consolidat rădăcinile astfel încât nici măcar multe uragane nu o pot dobori. Și și-a îngroșat coaja. Pe lângă secoia gigant General Sherman, există și alți copaci uimitori care merită atenția noastră. Unul dintre ei este baobabul ceainic din Madagascar. Ați învățat probabil la școală că baobabii sunt printre cei mai groși copaci de pe planetă, cu diametre ale trunchiului care pot ajunge la 8 metri. Dar acest baobab este unul special. Numele său este potrivit nu doar din cauza formei sale care seamănă cu un ceainic, ci și pentru că în el se află de fapt apă. Baobabii cresc în climate aride și au o modalitate unică de a supraviețui secetei își stochează apa într-unchiurile lor voluminoase. Acest exemplar în particular este un campion al hidratării, având o capacitate estimată de 117.000 de litri. Imaginați-vă dacă acest baobab ar fi o ființă ospitalieră și i-ar invita pe toți cei din jur la o ceașcă de ceai. Ar putea oferi câte o cană fiecăruia dintre cei 580 și 5.000 de oameni, Desigur, este doar un exemplu amuzant, dar demonstrează cât de uimitor este acest copac. Totuși, Baobabul Ceainic nu deține recordul absolut pentru grosimea trunchiului. Titlul aparține unuia dintre cei mai neobișnuiți copaci de pe planetă, Arborele Tule. Nu este o specie, ci un singur copac, deși la prima vedere s-ar putea crede că sunt mai mulți. De fapt, are pur și simplu cel mai gros trunchi din lume, cu un diametru de peste 36 de metri. Asta este de câteva ori mai mult decât baobabii grași. Înălțimea lui este de aproximativ 35 de metri, iar pentru a-l cuprinde ar fi nevoie de cel puțin 30 de persoane. Gigantul crește pe o piață, lângă o biserică din orașul mexican Santa Maria del Tule și este una dintre principalele atracții locale. De asemenea, este inclus în patrimoniul mondial UNESCO și este considerat monument natural în Mexic. Ca și cum toate aceste titluri nu ar fi fost suficiente, Tulei ISA a acordat încă un titlu, Arborele Vieții. Acest lucru se datorează faptului că mulți localnici depind de acest copac ca sursă de venit, deoarece mulți oameni vin în oraș tocmai pentru a vedea campionul florei. Există încă un arbore al vieții în lume. Deși are același nume, esența sa este complet diferită. Este vorba despre un copac din Bahrain, a cărui vârstă este de cel puțin 400 de ani. Copacul crește în deșert și este singur aici, literalmente. Nu există alte plante în apropiere și nici surse de apă. Este incredibil, dar copacul reușește cumva nu doar să supraviețuiască, ci și să înflorească și, în general, să se simte foarte bine. Cum este posibil așa ceva? Cercetătorii cred că copacul vieții ar putea reprezenta ceva asemănător unui iceberg, adică vârful este doar o mică parte din ceea ce vedem. Conform presupunerilor lor, rădăcinile copacului vieții ar putea merge în adâncime cu câțiva zeci de metri, acolo unde există o anumită sursă de apă. Alți cercetători cred că copacul vieții poate extrage apă și substanțe nutritive din nisip. Dar există și o a treia versiune. Conform acesteia, acest copac nu este unul obișnuit, ci literalmente divin. Unii credincioși consideră că acolo unde crește acest copac, o se află grădina Edenului, aceeași în care locuiau Adam și Eva. Desigur, nu se poate confirma acest lucru, dar versiunea este frumoasă. Și cine știe, poate că într-adevăr se va dovedi a fi adevărată. Ce poate fi mai impresionant decât un copac care, în mod miraculos, supraviețuiește singur, în mijlocul unui deșert arzător? Ce spui de un copac în interiorul cărui există o construcție, sau mai exact, o capele? Sune ciudat și neobișnuit, dar există și așa ceva: este un stejar, și așa este numit. Stejarul capele este un stejar veși și destul de masiv în Franța, în interiorul căruia există într-adevăr o capelă. Da, da, chiar în copac. De fapt, acolo există chiar două capele și camere de rugăciune, la care se poate ajunge pe o scară spirală. Uimitor este că capelele au fost construite cu mult timp în urmă. Au apărut în interiorul unui stejar încă din secolul al XVII-lea. E drept că probabil capelele nu vor mai rezista mult timp împreună cu copacul. Stejarul este deja bătrân și este ajutat prin diverse metode. I se pun proptele și sprijine, scoarța este schimbată cu una artificială, dar acest lucru nu poate dura la nesfârșit. Acum să vorbim un pic despre palmieri. Toți știm cum arată palmierii. Imaginea acestor copaci este în mintea fiecăruia dintre noi. Cred că mulți își imaginează un palmier, nu foarte înalt, undeva pe o plajă paradisiacă. Cel puțin, aceasta este asociația mea. Dar știați că palmierii pot fi așa? Mi se pare că așa desenam cu toții palmierii în copilărie. Cu un trunchi subțire și foarte, foarte înalți. Se pare că am desenat un palmier de ceară de chindio care există cu adevărat. Este cel mai înalt palmier de pe planetă. Înălțimea sa poate ajunge la aproape 60 de metri. Trunchiul palmierului este acoperit cu un strat foarte gros de ceară. De aici și denumirea plantei. Această minune crește pe teritoriul Columbiei și în nordul Perului. Acum știți unde să mergeți pentru a vedea plante incredibile cu proprii ochi. Vorbind de palmieri, în Amazonia cresc așa numitele palmieri ambulatorii. Localnicii susțin că aceste plante pot să se miște. Adevărat, foarte lent, cu câțiva metri pe an. Este imposibil să vezi aceste mișcări pur și simplu observând palmierul. Dar putem vedea o altă plantă în acțiune, capcana lui Venus. Nu se mișcă nicăieri. Toate vin la ea, zboară și se târăsc. Iar muscarița este doar bucuroasă de asta. Deoarece este o plantă carnivoră și prădătoare, dar în același timp foarte vicleană. Când o insectă intră în această zonă roșie, ea provoacă mai mulți peri sensibili de pe suprafață. Acest lucru declanșează muscarița și ea își închide reflexiv capcana sa îngrozitoare, care seamănă cu dantura unui prădător extraterestru. Muște, țânțari, melci, omizi. Muscarița poate înghiți orice vietate mică nu-i pasă. Este greu să scap din capcană, dar nu imposibil. Dacă prada totuși nu reușește să se elibereze, muscarița strânge capcana la maximum, închide capcana și formează în interiorul ei oarecum un stomac, unde digeră prada cu ajutorul unui acid special. Și aceasta nu este singura plantă carnivoră din lume. Există, de exemplu, aldrovanda veziculata. După părerea mea, această plantă este și mai vicleană. În primul rând, nu are rădăcini. În al doilea rând, nu pare la fel de înspăimântătoare ca Venus Flytrap. Iar în al treilea rând, se descurcă și mai crunt cu prada. Aldrovanda trăiește în lacuri, respectiv, vânează locuitorii acvaticilor, de obicei mici vertebrate acvatice. Din nou, avem de-a face cu o capcană care funcționează pe principiul capcanei. Deschiderile capcanei sunt orientate spre exterior și sunt acoperite cu perifinii care permit capcanei să se închidă în jurul oricărei victime suficient de aproape. Totul se petrece instantaneu, așa că animalele mici nu au absolut nicio șansă de a scăpa. Dacă din capcana muscariței încă mai poți scăpa, din această capcană nu. Există plante carnivore și plante parazit. Sunt destule, dar una dintre ele se remarcă în mod deosebit. Iată, este raflesia africană, o plantă cu probabil cel mai ciudat aspect de pe planetă. Se amână cu un monstru extraterestru, cu un monstru dintr-un film de groază, cu demogorgon din Stranger Things, cu o sâmbure de piersică și multe altele. Fiecare va vedea aici ceva diferit. Este un parazit clasic. Culoarea și structura sa caracteristice precum și mirosul putred al florilor atrag insectele care se hrănesc cu cadavre. Gândacii, intrând în raflezia, se târăsc prin flori, în special în partea inferioară a acestora, unde se află organele reproducătoare, contribuind la polenizarea lor. Adesea, femelele gândacilor nu doar găsesc hrană în flori, ci și își depun ouăle acolo. Toate acestea sună îngrozitor și planta în sine nu este cea mai plăcută, dar nu o considerați un monstru. De fapt, nu numai că parazitează, dar aduce și beneficii. De exemplu, diverse animale se bucură să se ospăteze cu fructele raflesia, iar planta în sine este folosită de unii locuitori din Africa pentru a trata bolile de inimă. Următoarea plantă din această selecție crește pe celălalt capăt al globului, în America de Sud. Aceasta este Victoria amazoniană, cunoscută și sub numele de Victoria Regia este o fără foarte mare, apreciată de aproape de toată lumea în America de Sud. Este chiar floarea națională a Guianei și este prezentată pe stema acestei țări. Dar mai interesante sunt proprietățile frunzelor sale. Nu sunt doar foarte mari și late, ci si și incredibil de rezistente, în sensul că pot suporta o greutate mare, inclusiv greutatea unui om. Da, Frunza se poate scufunda ușor sub apă, dar, în general, poți sta calm pe ea, fără să te temi că vei cădea în apă. Adevărat, uneori se întâmplă și asta. Frunzele victoriei sunt foarte puternice, dar există o limită pentru toate. Să revenim la copaci. Ce știm, în general, despre copaci? Ei bine, de exemplu, că lemnul este un material plutitor care nu se scufundă, nu-i așa? Cel puțin, Asta este valabil pentru scoarță, dar nu toți copacii sunt așa. Un copac numit Mesteacăn Schmidt se deosebește de ceilalți. În primul rând, acest mesteacăn nu este alb, ci negru, ceea ce este deja interesant. Dar și mai interesantă este scoarța sa. Este incredibil de tare. Atât de tare încât copacul nu poate fi tăiat cu un topor obișnuit. Oamenii de știință spun că această lemn este de o ori și jumătate mai tare și mai rezistent decât fonta. Această minune crește în Orientul îndepărtat, în Japonia și China, iar localnicii spun că gloanțele ricoșează chiar și de copac. În plus, mesteacănul Schmidt nu este afectat de acizi, dăunători biologici, putrezire și ardere. O barcă nu ar putea fi construită din acest lemn, s-ar scufunda. Dar mesteacănul Schmidt ar putea deveni un analog al metalului scump, dar, din păcate, este foarte rar în natură. După părerea mea, mesteacănul Schmidt este nu doar neobișnuit, ci și frumos. La urma urmei, nu peste tot poți vedea un mesteacăn negru. Dar există copaci în lume care sunt mult mai frumoși. Mulți consideră eucaliptul curcubeu ca fiind cel mai frumos. Se găsește în principal în Filipine și Indonezia dar este cultivat și în alte țări. Această specie de eucalipt se remarcă prin paleta sa uimitoare de culori. Pare că arborele a fost transformat într-o pânză de grafiti și pictat sau că lângă plantăuiei a avut loc un festival de culori. De fapt, culoarea frumoasă este rezultatul desprinderii treptate a scoaței, care se desprinde de tulpine în benzii înguste. În locul ei se înțepe treptat să se formeze o scoarță nouă, cu un conținut ridicat de clorofilă. Scoarța își schimbă culoarea, în funcție de vârstă și de concentrația, de clorofilă. Cu cât arborele este mai vechi, cu atât este mai colorat. Mai există un alt arbore uimitor de care este greu să te desprinzi. Este Delonix Regia din Madagascar, dar este mult mai ușor de reținut sub un alt nume, arborele de foc. Aici totul este un fapt. Arborele pare să ardă cu o flacără roșie aprinsă. Primăvara și la începutul verii, delonixul este acoperit cu flori mari roșii strălucitoare care se adună în buchete mari. Această sărbătoare a focului durează aproximativ două luni, după care, toamna, pe ramuri se formează păstăi. Și asta e tot! Scrieți în comentarii ce copac v-a impresionat cel mai mult, puneți like și abonați-vă la acest canal.